În contextul valului de căldură care a cuprins România, hidratarea corespunzătoare devine esențială pentru a face față temperaturilor extreme. Deși apa este recunoscută ca fiind vitală pentru hidratarea organismului, un studiu realizat de o universitate din Scoția a scos la iveală faptul că nu este neapărat cea mai eficientă băutură în acest scop. Cercetătorii au comparat efectele de hidratare ale mai multor băuturi și au descoperit faptul că unele băuturi cu conținut mic de zahăr, grăsimi sau proteine hidratează chiar mai bine decât apa. Profesorul și autorul unui studiu explică faptul că eficiența unei băuturi în hidratare depinde de volumul și compoziția acesteia. Băuturile care conțin puțin zahăr, proteine și grăsimi sunt absorbite mai lent în organism, menținând hidratarea pe o perioadă mai lungă. Aceste băuturi rămân mai mult timp în stomac, ceea ce permite o absorpție treptată a fluidelor, diluând astfel fluidele corpului și asigurând o hidratare mai constantă. Studiul a relevat că laptele este mai hidratant decât apa simplă datorită conținutului său de lactoză, proteine și grăsimi. În timp ce băuturile cu un conținut moderat de zahăr pot fi benefice pentru hidratare, băuturile cu zahăr concentrat, cum ar fi sucurile de fructe sau băuturile carbogazoase, nu sunt la fel de eficiente. Aceste băuturi pot rămâne mai mult timp în stomac, dar odată ajunse în intestinul subțire, concentrația mare de zahăr atrage apa din organism pentru a dilua zahărul. Pentru o hidratare eficientă pe timp de canicul, este important să alegem băuturi care nu doar să ne potolească setea, ci și să mențină hidratarea pe termen lung. Berea, de exemplu, poate hidrata mai bine decât băuturile alcoolice puternice, datorită conținutului său mare de lichide. Cafeaua, în funcție de conținutul de cofeină, poate fi aproape la fel de hidratantă ca apa. Consumul moderat de cafea nu va avea un efect diuretic semnificativ, însă cantități mai mari pot duce la pierderi de lichide. Adăugarea unei linguri sau două de lapte la cafea poate compensa pierderile de lichide datorită cofeinei, relatează playtech.ro.